Dacă ai un vis, mereu să crezi în visul tău. Alege să fii puternic. În drumul tău, pășește cu încredere în tine. Lasă-te înconjurat de oameni sinceri, oameni puternici. Oamenii care în fiecare zi a vieții tale îți dau încredere în tine. Îți dau încredere în forțele tale și mereu puterea de a spune oricând și oricui. Pot să fiu o stea! Dragii mei, doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție, dar nu oricare ediție, suntem în semifinalele emisiunii concurs Pot să fiu o stea. Cu mare drag vin din nou în casele dumneavoastră, alături de steluțele noastre, care vă vor dărui frumusețea, valoarea cântecului popular și nu doar a cântecului popular, pentru că în această emisiune și muzica ușoară își spune cuvântul. Dar Echintv, în parteneriat cu Casa de Cultură a Tineretului, își propune să promoveze tinerele talente, să fim un pas în lungul drum spre un succes. Vă mulțumesc încă o dată și în aplauzele dumneavoastră dăm startul semifinalelor. Suntem la prima ediție. Cum niciun concurs nu se poate desfășura fără ajutorul sponsorilor, ne bucurăm și mulțumim în același timp sponsorului principal, Mavi Prod, și mulțumim în Consigom că sunteți în această emisiune alături de noi. De asemenea, mulțumesc magazin exclusiv care mă asigură vestimentația. Și acum privesc spre membrii juriului și mă bucur că sunteți alături de noi, ca de fiecare dată. Emoții. Doamne, ce emoționează sunteți, dar nu vă pun astăzi să cântați. Nu! Maria Neag, artista Maria Neag și colaboratoarea postului de televiziune Dar Echintv, mulțumim, Maria! Sufletul echipei Dar Echintv, director general Ovidiu Nisan. Mulțumim! Mulțumim domnului Marcel Naste, directorul Casei de Cultură a Tineretului George Vescu-Dregin, și la fel cel care promovează și susține tot ce înseamnă talent, frumusețe, cultură. Mulțumim din suflet! Aveți o misiune grea ca de fiecare dată. În aplauzele dumneavoastră, Mara, vino repede, repede alături de noi. Bine ai venit, Mara! Mi-a fost foarte dor de tine. Și ție ți-a fost dor de mine? Nu să spui nu. Dar dacă nu ți-ar fi fost dor, mi-ai fi spus, așa? Da. În fața noastră, doamna Maria Nea, domnul Isan, domnul Naste și lor a fost dor de tine și le-a fost dor de voi toți și de mine. Chiar dacă nu mi-au zis, sunt sigură. Eu îți doresc mare succes, să cânti frumos, doar cum cânti frumos și așa ca să-ți gândi un bon. Cânti frumos, dar să zâmbești, așa cum știi tu și eu frumos. Baftă! Felicitări, Mara! Hai mai, așa mai în fața aici frumos, să ne așezăm în fața juriului. Vă ascultăm! Într-adevăr, din nou, o misiune grea pentru noi. Un moment, un moment, Maria. O, iată ce frățior are Mara, că-i dăruiește flori. Felicitări, iată o familie frumoasă. Mama, te pupă, mulțumim și felicitări!
Nu știu ce o să facă domnul Covaciu cu atâția artiști în familie, cu siguranță nu o să-i fie ușor. Dar, Mara, mă bucur să te văd din nou pe scena Pot să fiu o stea. Puțin te-au cuprins emoțiile, ți-ai uitat zâmbetul acasă, unde ți-i zâmbetul? Hai să vedem cât de frumoasă ești când zâmbești. Uite, vezi? Ei, se mai întâmplă, nicio problemă. Puține ezitări, mici scăpări la strofa a doua, dar asta nu înseamnă că ne descurajăm, da? Felicitări pentru astăzi și îți doresc mult succes în cariera ta pe viitor. Trebuie să recunoaștem că e greu ca să pornești un concurs. Când ești primul, întotdeauna e emoții mai mari ca fiecare. Într-adevăr, s-au văzut câteva ezitări. Prima strofă ai dus-o destul de bine. De la a doua un pic te-ai pierdut, nu știu de ce. Cred că prea mult te-ai uitat în ochii noștri. A fost așa de răi? Nu. Am văzut privirea plasată exact în ochii lui Marian. Să-i las totuși microfonul să răspundă? Dacă vrea, cu toată plăcerea, sigur. Vrei să ne spui ceva? Ai fost cam crispată, trebuie să-ți dai drumul să fii mai dezinvoltă, pentru că contează foarte mult jocul de scenă, privirea ta, trebuie să comunici direct cu publicul. El te va prețui, el te va aprecia pentru ceea ce faci. În rest, cred că e un drum bun pentru tine, va trebui să muncești enorm de mult, dar vei reuși că ești ambițioasă. Te felicit! Mara, felicitări în primul rând pentru că ești aici cu noi și cel mai important este că ai această pasiune și bucuria de a cânta te învăluie, îți bucură sufletul, ne bucur și pe noi. Ezitările le lăsăm deoparte și un început. Drumul tău va fi lung, va fi nevoie de multă muncă și de mult zâmbet, cum spuneau colegii mei. Felicitări! Mulțumesc. Și eu te felicit, Mara, succes în continuare și să ne vedem de fiecare dată cu aceeași bucurie.